Bună ziua, bine v-am regăsit, doamnelor, domnilor, la o nouă ediție a emisiunii Hunedoara în direct. Vă reamintesc ca de fiecare dată că ne puteți urmări live și pe rețelele de socializare, Facebook, Instagram și TikTok, la Hunedoara 1 TV și Hunedoara Liberă și pe canalul nostru de YouTube, Hunedoara 1 TV, acolo unde vă invit să vă abonați pentru a fi la curent cu toate noutățile pe care le prezentăm în fiecare zi. Discutăm astăzi despre cea mai recentă mutare în lumea politicului, la nivelul județului Hunedoara, un nou candidat, sau mai bine zis, cred că primul candidat care a fost scos la rampă pentru primăria orașului Simeria a fost deja anunțat. Este vorba despre Emil Râșteiu, căruia îi mulțumesc că a acceptat din nou invitația noastră. Bună ziua, bine ați revenit! Bună ziua, mulțumesc pentru invitație. Probabil că ați simțit că am postat la un moment dat că sunt motivat și a zis că gata, hai să luăm din prima emisiune. Să vă luăm tare, nu? Da. Mulțumesc că la dumneavoastră este prima emisiune în noul meu statut de candidat. Nou statut de candidat din partea Partidului Național Liberal pentru funcția de primar al orașului Simeria. Această funcție nu vă este una deloc străină, probabil nici pentru cei care ne urmăresc nu este neapărat o mare surpriză că iată ați ales din nou să candidați pentru această funcție. Surpriza cea mare cred că este pentru faptul că, iată, de data aceasta veți fi de partea Partidului Național Liberal. Este și, pentru unii să știți că este și surpriză, pentru că eu doi ani, cred că mai mult de doi ani, am spus că eu îmi văd de treburile mele, de afacerea mea, de viața mea și doar ca participant în zona politică, statutul de consilier și, mă rog, ca și persoană publică cunoscută în orașul Simeria. Pentru unele persoane este o surpriză și faptul că o să candidez. Pentru unii este un răspuns la solicitarea lor de a candida și pentru alții este o surpriză probabil și faptul că voi fi candidatul PNL-ului. Da, probabil când cotați și o să vină să spun, ai fost și la APR și la PSD și independent și PSD și Pro-România și PNL. Da. Răspunsul meu pentru cârcoteala asta este că, așa după cum mă știu, cei care mă știu, eu fac mai mult administrație, nu politică. Drept e că am avut o încercare de politică județeană care a fost un eșec și care, până la urmă, o recunosc că nu a fost de mine și atunci revin doar la postura de politică locală și politică administrativă. De ce Partidul Național Liberal și nu un alt partid? Pentru că, așa cum spuneați puțin mai devreme, ați făcut parte și din PSD și Pro-România, ați candidat și independent. De ce ați trecut așa, de la stânga la dreapta? Am spus-o și în conferința de presă. Pentru prima dată de când sunt în politică, de 23 de ani, pentru prima dată un partid politic a dorit să candideze Emil Râșteiu, pentru că este Emil Râșteiu, pentru că are experiență și are notorietate și, nu știu, ce alte aturi le mai au. Vreau să vă spun că în anul 2000, am zis-o, dar într-o emisiune cred că pot să detaliez un pic, în anul 2000 când am candidat de la APR, a fost așa, n-au avut pe cine să pună candidat și doamna doctor Barbu m-a preluat și m-a susținut la maxim, dar conducerea de partid, chiar după primul tur, că atunci erau două tururi de scrutin, într-o convorbire cu București, spunea, da, avem la Băcia candidat în turul 2, dar n-are nicio șansă. După aceea au urmat candidaturile mele din postura de primar cu foarte mare notorietate și cu voturi foarte multe în spate. În 2012, când am hotărât să merg la Simeria, m-au abandonat partidele. Și de acolo încolo e tot așa. De aceea ați ales atunci să mergeți independent. Da, da, pentru că eu am vrut să candidez tot de la un partid, pentru că așa consideram că este normal, dar chestiunile politice și de aici încoace tatonările au fost din postura de primar în funcție. Iată că în 2023 PNL-ul a fost singurul partid care nu a contat că nu mai sunt în funcție, nu a contat că, statistic vorbind, revenirea unui primar este puțin probabilă.
Chiar am avut și niște discuții la nivel de București, nu pe linie de partid, ci cu persoane care sunt atente la viața publică, că puțini sunt cei care au pierdut alegerile și revin ca primar. Uite că o să o fac și pe asta și să câștig de la un partid mic în 2000, independent 2012, probabil, sau cel puțin așa se prefigurează, în 2024, o revenire după 4 ani de pauză și după 4 ani în care m-am învățat minte că am avut anumite, să spun, deviații, să zicem așa, care probabil care ați mai vorbit și cu alte ocazii deschis și ați recunoscut problemele pe care le-ați avut din acest punct de vedere și în relația cu oamenii și tot ceea ce sunt chestiuni pe care eu le recunosc. Eu nu sunt dintre cei care încerc să mă ascund. Nu vreau să arăt altfel decât ceea ce sunt. În felul ăsta am fost și ca primar și ca politician. Prefer să am statutul ăsta decât să fiu actor ca după aceea să mi se arată obrazul că am spus una și am făcut alta. Dumneavoastră ați mers înspre PNL sau PNL a venit înspre dumneavoastră cu această propunere? Păi să spunem că au fost tatonări încă din 2020, când au fost persoane importante din PNL care au insistat să vin pe linia politică a PNL-ului. Eu le-am tăiat-o de la început elanul, pentru că am spus eu dacă am pornit într-o direcție. Erați convins la acea perioadă că nu veți mai face un astfel de pas, nu? Nu. În 2020, înainte de alegeri, că să candidez din partea PNL-ului, că este un partid mare, că un partid meu este mai complicat, tot astea au avut dreptate, dar eu nu puteam și le-am spus de atunci, eu cu orice risc, eu dacă am discutat un lucru, eu mă țin de acel lucru, chiar cu riscul de a pierde alegerile. Și așa s-a și întâmplat. Nu pot să spun că am o părere de rău, nu-mi tai venele pentru chestiunea asta, dar este mai important pentru mine cuvântul decât oportunitatea care se ivește după colț și să profit de ea. Ați mai fost scurtat și de alte partide politice în această perioadă, pentru că se cunoaște foarte bine așa, între ghilimele spus, războiul pe care îl aveți cu actualul primar al orașului Simeria, nu doar dumneavoastră, și alți consilieri care au mai fost și aici la noi în emisiune și și-au exprimat punctul de vedere cu privire la modul în care se desfășoară lucrurile în cadrul Consiliului Local Simeria, și atunci e firesc cumva să... E normal că eu am discutat și eu discut cu toată lumea. Nici acum nu îmi întrerup comunicările cu orice partid și membrii cu oricăror partide. Nu numai membrii simpli, și cu conducerile. Nu am o problemă, se dezbat, se discută până la urmă. Eu toate discuțiile pe care le am cu factorii politici sunt în sensul de a găsi soluțiile potrivite pentru Simeria, nu neapărat de a ne lupta sau găsi alianțe politice. Nu ascund faptul că au fost mai multe platonări în sensul ăsta de candidaturi. Eu, să spun așa, în momentul în care am văzut că un partid ca și PNL, un partid structurat, corect, un partid mare cu viață politică, 20 de ani în spațiul politic românesc, este mai simplu să candidezi decât de la un partid în formare sau un partid fără experiență. Până la urmă, nu mai am energia și cred că nu astea trebuie să fie preocupările mele de a mă asigura de organizarea chiar și a alegerilor. Într-un partid mic, încă nici nu știi pe cine să iei mandatar, nu știi pe cine, cum să-ți organizezi, n-ai o bază de date, îți ia multă energie de organizare și nu mai poți să te concentrezi pe ceea ce înseamnă direcția pe care pornești tu, ca și consilier local sau ca și primar. Este un partid de tradiție, într-adevăr, așa cum spuneați, dar nu mai este la fel de mult pe val, cum se spune, cum era în urmă cu, nu știu, 4-6 ani. Vă asumați un astfel de risc în condițiile în care, iată, avem, spre exemplu, AUR, care vine tare din urmă, sunt foarte mulți susținători ai acestui partid și pare a avea și succes mai mare decât s-ar fi așteptat mulți dintre cetățeni, chiar și politicieni.
lucrurile vor avea evoluții, să zic eu, poate unele neașteptate în ceea ce privește Parlamentul European, Parlamentul Național sau Președinția României. În schimb, la locale o să vedeți și asta se poate discuta peste un an și ceva după alegeri. PNL-ul va fi un partid care va avea tot peste 1500 de sau câți are de primari în România. PSD-ul va avea tot peste 1500 de primari în România. Pe stilul ăsta de alegeri dintr-un singur tur, foarte puțin probabil ca să se schimbe primarii din OAT-uri. Așadar, tot voi face parte dintr-un partid în care, până la urmă, principala relaționare primarii o au cu primarii. Mă rog, și cu parlamentarilor și, mă rog, dacă ești la guvernare, cu miniștrii, dar este foarte importantă relaționarea cu primarii. Așa că nu o să fiu, indiferent cine, cum își închipuie, nu o să fie foarte multe schimbări din punct de vedere administrativ. La locale mai mult se votează omul decât partidul? Da, și după om se duc și pe linia de Consiliu Local și este oarecare transmitere și la nivel de Consiliu Județean, Consilier Județean și depinde de la situație la situație la președintele Consiliului Județean. Nici la Simerea, dacă lucrurile erau normale, nu se punea problema de schimbare. N-ați fi candidat? Nu. Nu aș fi candidat așa cum am spus-o și acum câteva minute v-am spus că eu dacă spun un lucru nu mă mai întorc. Și atunci i-am ce spus v-a amânat Iurius acum din nou în această luptă? Păi i-am zis la domnului Bedea, i-am spus că dacă lucrurile merg normal, eu nu o să mă mai gândesc la candidaturi. Ce înseamnă acest normal? Hai să funcționeze administrația, să deruleze proiectele, să finalizeze lucrările, să nu apară probleme, să spun eu, disfuncționalitate administrativă. Eu vin spre candidatură, să spunem așa, încă nu de un an m-am hotărât să candidez în urma solicitărilor cetățenilor. Eu ies pe stradă cel puțin în ultimele, să spun așa, 5, 6, 7 luni, nu ies o dată pe stradă, fără excepție, să nu fiu abordat de cel puțin o persoană sau două, să spună, să mă întrebe dacă îmi candidez. Și e diferit acea persoană, nu de fiecare dată, sau nu e... Da, nu mă întâlnesc cu același om de fiecare dată. Și mai nou, asta are cum a șocat... Mi s-a spus, dar nu din primărie, tot dintr-o zonă administrativă, dar nu din primărie, mi s-a spus, domnule Emil, veniți candidați și scăpați-ne de ăștia. Mi s-a părut foarte foarte profundă această exprimare. Veniți să ne scăpați de ăștia. Păi ce fac? Și au început să enumere că deja îmi venea să nu mai ascult câte nemulțumiri apăreau. Nu din punct de vedere al șefilor care sunt duri, aspri sau le cer prea mult. Nu, dimpotrivă. Sunt oameni care își doresc să se întâmple lucruri, să facă lucruri în jurul lor, că sunt în primărie, în clubul sportiv, în școală, care doresc să facă lucruri și sunt supărați pe piedicile care se pun tocmai datorate nepriceperii și a rele intenții. Asta deranjează mai mult și a minciunii. Asta deranjează foarte mult pe cei care au cât de cât o conștiință administrativă sau, să zicem așa, o conștiință civică. Cu actualul primar al orașului Simerea v-ați mai întâlnit față în față în alte campanii electorale. Atunci lucrurile stăteau puțin invers. Domnul Bede era PNL, la un moment dat dumneavoastră erați PSD, acum vă veți întâlni, cel mai probabil, acum nu știm, pentru că nu a anunțat PSD-ul că va fi în continuare sau nu candidatul acestui partid, domnul Bedea, dar să presupunem că va fi tot dumnealui candidatul Partidului Social Democrat. Iată, vă veți întâlni, dar schimbând taberele de data aceasta. Nu m-am gândit niciodată la treaba asta, că într-adevăr
2016 cu 2024 e cumva în oglindă. Eu nu am o, să spunem așa, o dorință așa de, sau o condiționare de viață și de moarte să ajung primar. Credeți-mă că eu sunt, sau am fost în ultimul un an jumate, doi ani, am fost mult mai liniștit. Am putut să stau cu familia. Nu, pentru mine nu este așa o situație de disperare, gata, trebuie să ajung din nou primar. Eu mai mult răspund solicitărilor și acum se cuplează și cu solicitarea Partidului Național Liberal de a candida din partea PNL-ului la alegerile din 2024 și oarecum condiționat, dintr-o necesitate. La ceea ce se întâmplă acum în primărie, în zona administrativă și în relația cu celelalte instituții, este nevoie de cineva care să repare. Eu am văzut că s-au făcut niște aprecieri printr-un ziar cu privire la reparații. Într-adevăr, trebuie reparații. Gândiți-vă că oameni care au venit în primăria Simeria după 2020, nu pot fi suspectați că au avut, unii nici nu-i cunosc, au venit cu bună credință la primărie și acum au plecat sau încearcă să, încearcă să plece sub orice formă de la primărie. De vă ce? Dați seama ce atmosferă este acolo? Păi, acum cred că ați văzut și dumneavoastră, a apărut în spațiu public, este o presiune extraordinară pe oameni care nu răspund solicitărilor, așa spun ei, care nu sunt legale din partea domnului Bedea. Domnul primar nu are un consilier sau consilieri care totuși să explice anumite aspecte legate de legalitatea anumitor documente întocmite și așa mai departe. Că acum, ca primar, cred că știți foarte bine, e dificil să le cunoști pe toate, dar pentru asta ai totuși oameni specialiști în jurul tău care să te mai tragă de mânecă, nu? Păi sunt oameni în primărie care și pe mine m-au tras de mânecă și îl trag și pe el de mânecă și îi spun că nu este bine sau nu este corect sau nu este legal, dar nu ascultă de nimeni. Acum nu fac aprecieri la consilierii personal, dar părerea mea este că nu-l pot consilia. Consilierii personal nu-l pot consilia, n-au cunoștințele necesare pentru treaba asta, iar toți cei care, până la urmă, și-au adus în primărie să-l ajute, s-au îndepărtat de ei sau au intrat în conflicte cu ei, că nu vor să facă ceea ce li se spune. Sunt și angajați cercetați disciplinar, din câte am văzut. Sunt destul de multe discuții aprinse aici, chiar și în sfera penalului cumva se duc aceste probleme. Dați-vă seama că este trimisă o doamnă spre Comisia de Disciplină că și-a permis să facă o petiție la prefectură. Păi unde suntem? Că eu cred că și pe vremea comuniștilor se mascau acțiunile astea de presiune. Deci data asta la primărie este pe față. Ai mișcat în front, te bag în comisia de disciplină, încerci să urmezi niște pași ca să te pot da afară. Eu am participat la că s-au declarat publice comisiile de ședința comisiei de disciplină și am participat și eu și alte persoane cu care am fost la finalul săptămânii trecute, cred că da, nu a avut loc. Nu ne-a venit să credem cum se pune problema și mai mult i-am văzut pe oameni că erau speriați, pur și simplu. Da, erau speriați de o astfel de situație. Bun, pe de altă parte, cei din Comisia de Disciplină îi vedeam că sunt jenați, că sunt într-o astfel de chestie, dar ei erau puși săraci prin dispoziție, trebuie să fie acolo, în comisia aia. Mă rog, sunt lucruri pe care nu trebuie să, și nu pot să se întâmple într-o societate normală, într-un stat de drept, într-o societate care își dorește evoluția. O astfel de abordare, până la urmă, el nu realizează nici, cum să zic, bun, îi pedepsești pe unul, doi din primărie, dar acești oameni când se duc acasă nu se gândesc numai, băi, odată, prima dată să lămuresc dacă au greșit sau nu și dacă ajung la concluzia că n-au greșit, ajung să te urască. Păi, cu ură și cu agitație nu poți să faci lucruri bune, oricât te-ai străduit și oricât bani ar fi. S-a ajuns la vreo concluzie? Au greșit acei angajați? N-au greșit? Nu s-a ajuns la nicio concluzie, pentru că
nu știu, din păcate sau din fericire, poate că din fericire, Comisia de Disciplină nu a fost pregătită la, într-adevăr, să analizeze o reclamație a domnului Bedea cu privire la anumite aspecte în condițiile în care angajații și-au luat să fie asistați de un avocat. Pentru că la astfel de chestiuni de presiune nu te poți lăsa pur și simplu așa dus de val, că prima dată urmează o mustrare, azi mai tăia din salariu și pe urmă te dă afară. Cum să zic? Când te știi nevinovat și se face o astfel de nedreptate, îți vine să sari pe pereți. Bun, ce am observat și asta am apreciat, colegii lor din primărie au venit și ei au asistat, în semn de solidaritate au asistat la cele comisii, la cele dezbateri care s-au finalizat cu, nici nu știu cum s-a numit, întrerupere, mă rog. Suspendarea ședinței, probabil. Suspendarea ședinței pentru o dată ulterioară care nu știu când va fi. Dar în orice caz, noi vom merge, cine va putea, va merge, noi vom merge să asistăm, dacă se analizează, să se analizeze cum e corect. Și după câte am văzut, eu acum nu am detalii, dar după câte am văzut, n-are cum să se finalizeze decât cu clasarea acelor sesizări. Eu altceva nu pot să văd că ar îndrăzni un om din Comisia de Disciplină să îi facă o mustrare unui angajat care a făcut o petiție, care e un drept constituțional de bază, fără doar și poate. N-ai... Aceasta este acuzația, nu? Care da, că și-a practic permis să facă o hârtie la prefectură. Adică cum? Deci bine, oricine până la urmă are acest da, drept. Da, este a... dreptul la petiție, exact, este garantat prin Constituție. Nu mai spun de astea disfuncționalitățile administrative, dar gândiți-vă că sunt lucrări care sunt lăsate de izbeliște și nu se mai finalizează. Sunt lucruri care eu nici măcar nu le înțeleg, că până la urmă, dacă ar termina lucrările, ar putea tăia panglica să spună, ia uite ce am făcut. Că lumea zice, nu, s-a făcut pe mandatul lui Bedea, dar am văzut că vara aceasta au fost destul de multe sărbători, evenimente, spectacole la Simeria, deci practic bani există pentru a putea să fie finalizate, nu, și aceste lucrări. Dar nu se pune problema, că lucrările sunt bani pentru lucrări prin diferite finanțări. Și atunci nu are nicio legătură cu banii de zilele orale sau de nu știu ce festival. Păi lucrările la școli îs pe PNDL, pe fonduri europene, lucrările la apă îs pe PNDL, lucrările la iluminatul public îs pe fonduri europene. Și atunci care sunt impedimentele pentru a finaliza aceste lucrări care sunt începute de atâți ani și cele prin PNDL cred că ar fi trebuit să fie finalizate? Cu toate că toți se plâng dacă te duci la primărie să plângă, dacă te duci la școală să plâng, dacă discuți cu constructorul să plânge, dar părerea mea e că se poate concluziona că este o incompetență administrativă. Nu se poate să nu poți finaliza niște proiecte care au finanțare. Bun, că renunți, că nu-ți place culoarea la nu știu ce perete, îi schimbi, poi altă culoare, nu încurci constructorul, nu-l ții cu lunile la deconturi, deci sunt până la urmă și că cum, și, chiar de neînțeles. A început lucrarea de canalizare la Oroi pe credit. Am fost de acord să ia creditul ăla că, așa, mă rog, am fost de acord. Pentru că a putea era la... suporta partea de cofinanțare? Sau nu. Este din buget? Nu, ăla este 100% pe credit, acea finanțare. Cu toate că se duce prin oraș și spune că are o finanțare. E o finanțare pe credit de trezorerie. Oricine obține finanțări, mai ales în zona administrativă, când se girează astfel de finanțare. 75 de miliarde, 7 milioane jumate lei noi, care sunt pe credit. Bun, s-a sunt făcut bani. Acest credit, lucrarea e gata? Păi nu știu, așa pare a fi gata, dar nu-i gata, nu se dă în funcțiune, nu știu, că zici că suntem nebuni la cap. Băi, dacă ai făcut-o, ai toți banii, constructorul l-ai presat, el l-ai făcut în toate felurile și ea nu se finalizează. Bașca, mai avem cu o problemă acolo, de care tot insist și de ori de câte ori am ocazia spun, noi am luat credit 75 de miliarde, pe canalizare se cheltuiesc 60 de miliarde și pe 15 miliarde le plătim de un an jumate dobândă la trezorerie fără să returnăm înapoi.
Nu se pot folosi banii aia. Nu înțelege nimeni. Ei, de neînțeles, că văd că sunteți... Păi și ce face cu acei bani? Sau i-a luat pentru anumit proiect? Pentru canalizare la Uroi. Ăla se finalizează... Bun, și-a constatat că are nevoie doar de... Păi s-a licitat... 6 milioane... Mai puțin de 6 milioane, dar eu am rotunjit la 6 milioane. Se spune că au mai fost niște neprevăzute. Dar e vorba de 1,5 milioane, adică 15 miliarde lei vechi, care ăia nu trebuie altceva făcut, un ordin de plată și returnați. Gândiți-vă la 15 miliarde, ce înseamnă să plătești 1,5 ani dobândă. Nu, poate, nu mai există acești bani de se plătește doar dobândă? Nu, că nu s-a putut atinge de ei. Nu este nicio explicație logică și de om normal. Ați ridicat această problemă în Consiliul Local. Peste un an am susținut-o, am făcut interpelare și la Direcția Economică și lui ca și ordonator de credite și la administratoarea publică. Care și era ce răspunsuri ați primit? Niciun răspuns. Decizia este a lui Bedea și Bedea trebuie să spună da, dăm banii înapoi, că nu ai ce să faci. Gândiți-vă, deci asta este o pierdere așa fără niciun rost. Eu nici nu știu până la urmă, nu va veni cineva să impute acei bani. Că pur și simplu nu dai banii înapoi, ții în cont. Ce? Te simți mai bine că practic, ai în cont? Practic, dobândă simerienii o plătesc, nu? Da, n-are absolut nici o logică. Presupunând că s-o gândi că poate să-i folosească banii, să spunem că un an jumate, că o jumate de an au încercat orice variantă să mai folosească banii și pentru altceva. Dar tot am plătit și plătim de un an de zile dobânzi aiurea. Și acum, în ultima ședință, am întrebat, ați dat banii aia înapoi? Nu. Păi de ce? Păi nu știe de ce. Că aici este decizia ordonatorului de credite. Nu poate să decide nimeni altcineva. Deci, cum să vă spun, nu, asta este, până la urmă, astfel de exemple mă fac să fiu hotărât și am decis să candidez, să vin, să depunem un pic pe făgaș normal. Păi, astfel de pierderi, nu-ți mai dă nimeni banii înapoi. Pierderi după pierderi, tot felul de avioane și de invenții și de studii. Am văzut acum pe licitație studiu de plutire. Nu știu ce plutim pe nori, nu știu. Am dat 40 de milioane sau 50 de milioane pe un studiu de plutire. Ce înseamnă acest studiu? Recunosc, este pentru prima dată când aud... Nu mi s-a dat niciun răspuns. Și aici caietul de sarcini la studiul ăla de plutire, care e pe SEAP, nu arată mare lucru. Doar pur și simplu o firmă a luat 40 sau 50 de milioane pentru un studiu de plutire. Deci... tot felul de invenții. Amenajați pe Strei, pe Mureș, vreun loc de agrement, ceva, și atunci poate se explică. Păi stați un pic, pentru alea sunt alte studii. De exemplu, la Cotro am văzut că e acolo dat pentru un studiu de fezabilitate, proiect de nu știu ce amenajare, zonă. Aia e altă poveste. Studiul ăsta de plutire și măcar nu, să dea o explicație. Nu știu la ce... Am dat un exemplu, dar mai sunt... Dar în hotărârea aceea nu era explicat mai mult, mai pe larg? Nu. Nu este pe SEAP o achiziție așa destul de simplistă, o firmă face un studiu de plutire care trebuie să fie gata. Probabil că o fi vreo studiu de plutire pe undeva. S-a făcut studiu de fezabilitate la acea filigorie de la Sfânt Andrei. S-au plătit banii, au rămas în aer, pentru că nu necesită nicio... Nu au început acolo... Păi da, n-au cum, nu s-a început nimic, aia s-a aruncat, banii aruncați. Sunt multe cheltuieri. Vă mai spun una, și aia a rămas în 2021. Ne-a venit să aprobăm niște indicatori tehnico-economici și am alocat bani în bugetul local pentru un teren de sport la Generală 2, în Simerea. Eu atunci am fost luat un pic și pe nepregătite, da, am fost de acord, da, și pe urmă am început să pun întrebări. Bă, stai un pic, dar ăsta nu era prin PNDL, că în reabilitarea școlii, că nu mai știam eu toate ce era prevăzut în proiecte. Și să ne trezim anul ăsta, aia o lămas baltă, și să ne trezim anul ăsta că s-a făcut din PNDL. Noi iar am cheltuit niște bani aiurea atunci, cred că i-am cheltuit deja, și nu răspunde nimeni. Aveți studii de fezabilitate pe reabilitări la 15-16 străzi, nu avem nicio sursă de finanțare. Deci să risipesc banii aiurea de anul ăsta doar pe studii și pe
pe proiecte și consultanță, fac o paranteză, consultanță pentru achiziții. Păi, noi n-am achiziționat ca și oraș anul ăsta mare lucru ca și să fie nevoie de o licitație nemaipomenită. Toate au fost prin încredințare directă și plătim 15.000, 14.000 de lei, 140 de milioane plătim pentru consultanță la achiziții. Se pierd bani, se aruncă banii pe fereastră. Eu nu spun deocamdată, nu spun că ar putea fi altceva în spatele acestor studii și acestor documentații. Spun deocamdată că se aruncă banii pe fereastră în mod inutil și fără o strategie de viitor. Da, faci studii de fezabilitate, mergând pe o strategie de dezvoltare a orașului, dar nu pe orice strece prin cap, ce visezi noaptea, gata, mâine, hai că facem un studiu de fezabilitate. Ați avut, în vremea în care ați fost primar, o strategie din acest punct de vedere de dezvoltare a orașului pe termen mediu și lung, care ar fi putut să fie preluată de către actuala administrație? Da, bineînțeles. Nu. Deci, odată, din punct de vedere al organizării, să zicem, a lucrărilor publice, era o anumită strategie și ceea ce era mai important și pe care m-a preocupat foarte mult era o strategie educațională care ține de o viziune pe termen lung în ceea ce privește viitorul orașului. Strategia, eu, bine, la modul general, eu consider că educația și sănătatea sunt chestiuni de siguranță națională. Dar nu ne ducem noi la nivelul de siguranță națională, ne ducem la nivelul de siguranță al orașului. O comună fără școală generală și un oraș fără liceu este sortit pieirii. Nu la modul că mor oamenii, ci pur și simplu se creează o atmosferă care nu mai poate fi gestionată din punct de vedere administrativ. Plus de asta, având școală, că mă refer la școală în special, având o școală bună în oraș, face economii în buzunarele părinților, că nu trebuie să-și ducă copiii prin alte localități. Eu am făcut chiar și un studiu sociologic cu privire la modul cum trebuie gestionate participarea noastră ca autoritate locală în educația copiilor. Mi-au confirmat anumite acțiuni care le făcusem deja și ne dirijau în ce direcție trebuie să ne îndreptăm, din punct de vedere a intervenției administrative. Ca primărie nu te duci să înveți pe dascăli. Dar poți să le oferi infrastructura necesară pentru a putea să urmeze cursuri, să învețe într-un cadru demn de acest secol până la urmă. Da, și să-i încurajezi și până la urmă să-i sprijini și să-i recompensezi pe cei care au rezultate, că în felul ăsta îi împingi înainte. Cred că este timp să ating un pic un subiect. Este o supărare mare a mea din ultima perioadă cu privire la ceea ce s-a întâmplat acum la finalul vacanței. Cred că știți că în 7 din 8 ani cât am fost primar la Simerea și lucrurile astea am făcut și la Băcea, dar la o altă scară, eu am recompensat copiii care aveau rezultate la școli. Recompensam copiii care aveau rezultate la olimpiadă de la nivel județean în sus. Am insistat, hai să zicem, 2021, atunci cu pandemia, după pandemie era mai complicat, atunci am înțeles. Am insistat în 2022 să revenim la acea recompensare a copiilor olimpici. Nu s-a realizat pe tot felul de motive, tot felul de lucruri. În 2022, pentru 2023, am insistat să facem acea recompensă, să le dăm copiilor care au rezultate, să-i recompensăm. Nu s-a vrut, până la urmă, având, să zicem așa, i-am convins pe consilierii locali în ședința de buget anului pentru 2023, am făcut un amendament în care am luat niște bani puși aiurea în buget și am alocat pentru a recompensa copiii olimpici. Asta a fost în februarie și abia în august
mă rog, și în iulie s-a făcut o listă, li s-a spus la oameni, în iulie, august, s-a spus la copii și la dascăl că vor fi recompensați olimpici, ci și s-a făcut așa o chestie pe picior în ultima săptămână din vacanță sau în ultimele două săptămâni din vacanță. Au fost luați așa pe grabă, hai repede să mergem în excursie. Gândiți-vă că ei făceau excursii alternativ în patru țări din Europa, Franța, Italia, Spania și Germania, ca un copil din clasa 5 până în clasa 8, dacă are rezultate, să nu meargă în același, în aceeași țară. Discutăm de Disneyland, de, mă rog, în Italia îi pe acolo, nu știu ce par de distrații, în Germania la fel. În orice caz, îi făcusem pe copii. Susținut și de către administrație. Păi doar de administrație era susținut. Doar de administrație era susținut. Îi făcusem pe acei copii că se luptau să aibă rezultate la olimpiadă în așa fel încât să meargă în excursii. E nemulțumirea mea care este. Au bagatelizat această situație. Mai mult, deocamdată mă obțin să spun mai multe, doar subliniez doar un aspect, pentru că am cerut documentele cu decontul la această deplasare. Deci noi am alocat 1.100.000 de lei pentru 64 de persoane, dascăl și copii. Și însoțitori. Și s-au cheltuit acei 100.000, acel miliard, pentru, am înțeles, pentru 44 sau 45 de persoane. Deci noi am alocat 1.500 pe participant și s-au cheltuit 2.000 și pe participant. S-a scumpit combustibilul, domnul Rușteiu. În două zile nu se scumpește combustibilul. Să presupunem că mijlocul de transport a fost același și pentru 64 ca și pentru 44, exact. Doar că deci undeva trebuie să dea cineva socoteală de ce s-a întâmplat cu acei 20 de persoane pentru care s-au alocat banii. Este un lucru foarte grav și dacă se întâmple pe un astfel de subiect, dacă se întâmple nebunii, vă dați seama ce încredere mai au copiii că și dacă vine Rășteiu primar, păi nu fac ăștia șmecherii, adică pe barba noastră ei își fac tot felul de jmenuri și își duc în excursie inspectori și nu știu mai de care, că am înțeles că a fost o inspectoare de la inspectoratul școlar. Îmi asum. Poate să mă conteste dacă nu este așa. Poate fi verificat ceea ce spuneți. Eu cred că se poate verifica chiar foarte bine. Și asta aștept să mi se dea un răspuns. Aici intră zona penalului. Faptul că refuză să-mi dea ca și consilier avem dreptul la mod imperativ. Este specificat în lege că trebuie să ne se pună la dispoziție documentele. Mi se refuză acest lucru și eu n-am făcut niciodată nicio plângere penală, dar pentru acest subiect voi trece peste conștiință și îi voi face o plângere penală doamnei director și dacă trebuie și contabilele, dacă îi ține ISON-ul, trebuie să pună la dispoziție documentele care s-au decontat această excursie. Nu este refuzat până în prezent. A refuzat să vă prezint. Nu este permis să-și bată joc de un astfel de subiect. Nu mă bag în ce au făcut ei pe acolo, ce achiziții au făcut ei pe la școli, pe reparații. Nu acolo intru. Este un subiect atât de sensibil și care duce, am părinți care îmi spun dacă nu era acea excursie, copilul meu nu învăța atât la nu știu care materie. A ca fost să meargă. Stimulat mult mai mult probabil și cu acel copil știind că ar putea să plece într-o astfel de excursie. Discutăm de un număr limitat care ori reuși să aibă și rezultate, care ori ajuns să aibă premii și să aibă rezultate la nivel județean. Dar gândiți-vă cât s-a extins chestiunea asta, câți copii au participat la olimpiade cu gândul că poate reușesc și ei și o săptămână, o lună, un an au învățat mai mult decât învățau de obicei. Asta este o chestiune strategică și profundă pe care ei nu vor să o înțeleagă. Oameni nepregătiți și oameni care n-au nicio treabă cu școala n-au cum să o înțeleagă. Dar eu înțeleg chestiunea asta și încerc să o implementez. Și le-am promis și vă promis și dumneavoastră că de acest subiect mă voi ține până voi desluși ce s-a întâmplat. Nu este posibil ca eu știu, poate anul ăsta care a început, an școlar, copiii zic, a, știi ce, ia să mă pun eu bine cu nu știu cine, nu știu ce, că mă duc în excursie și fără să învăț.
Păi acolo ajunge. Atunci înseamnă că am aruncat banii aia dacă noi așa facem. Chiar dacă nu, ăia 44 care au fost, chiar dacă i-au meritat. Dar gândiți-vă ce bulă de neîncredere se formează în jurul astfel de situații. Uite că am reușit să dau câteva exemple de motivația pe care o am să revin să influențez administrarea orașului să ajungă pe o zonă normală. Eu m-am ținut de strategia care am avut-o din 2012, în care am spus că voi începe cu asfaltarea străzilor de la exterior spre interior. Ați început acele lucrări? Asta am și făcut. Asta am făcut, străzi de la periferia orașului, pentru că asta era discuția. Eu le-am și spus celor din centru, trebuie să încercăm pe oamenii aia să-i scoatem din oraș și ajungem și la centrul orașului să-l facem așa cum trebuie. S-au continuat aceste strategii pe care le-ați pus așa pe roate la acea vreme? Păi, uite, ce să discutăm de strategii să continuă, că nu se continuă lucrările care erau licitate și lucrări care sunt finanțate. Nu trebuie să faci altceva decât să urmărești lucrările și să colaborezi cu constructorul. Ce strategie? Despre ce strategii vorbim? Să continue. Bun. Sunt de înțeles și aceste nu am pretenția să continui. Răfuieli politice, să spunem, și orgolii politice, de nu ce are să nicio continui ce a început Râșteiul sau de ce să continui ce a început Bedea uneori. Dar dacă lucrurile sunt bune și benefice pentru acea comunitate, de ce să nu? Haideți să zicem că tot ce a făcut Râșteiul a fost prost și facem noi altfel. Dar pune pe masă ce vrei să faci. A pus? Altfel. Nu, păi tocmai asta e și asta e o problemă. Bă, nu știm, de fapt, unde vrei să duci orașul ăsta. Cu avioane, nu te lăsăm avioanele să le pui în practică. Până la urmă, bagi orașul în faliment. Ca exemplu, la clubul sportiv, noi am avut un proiect, să spunem așa, și o strategie să creștem copii în mod sănătos prin sport. Au venit, schimbăm conducerea, schimbăm strategia, asta nu-i bună. Ok, nu-i bună, faceți voi alta. N-au venit cu două rânduri să spună, bă, uite ce vrem noi să facem. Ca atare s-au ajuns la, din 480 de copii, s-au ajuns pe la 200 și ceva de copii. Păi ce s-a întâmplat? Au plecat copiii de la club? Păi nu dă nimeni nicio explicație. Neîncrederea și lăsat lucrurile așa în voia întâmplării nu duce la altceva decât la împrăștierea. Că era pe val la un moment dat acest era club. Era pe val și era recunoscut. Destul de apreciat. Și aici, ăsta era o componentă, clubul sportiv și centrul cultural, erau componente din strategia noastră de a educa copiii. Erau lucruri care, într-un fel sau altul, că poate unii părinți nici nu înțelegeau, poate nici nu realizau beneficiul pe care îl aduce participarea unui copil la clubul sportiv. Dacă am timp, vă pot spune... Mai avem vreo 9 minute, 8. Cum să zic, mi-a confirmat la un moment dat o situație, mi-a confirmat că ceea ce gândeam din punct de vedere al educației și a beneficiilor pentru tineri cu clubul sportiv a fost la o cununie la care un cetățean a venit la mine și am început să spună, domnul primar, la clubul sportiv, nu știu ce, luăm bătaie, nu, bă, lucrurile bine, tot îmi spunea, eu nu reușeam să mă țin de ceea ce vrea să-mi spună omul, dar la un moment dat, printre altele, arată cu mâna fiul meu, nu știu, era în club acolo. Și eu când m-am uitat, l-am văzut pe fiul său, un băiat frumos. Zic, ia cheamă-l pe fiul Dumitale încoace. Îl cheamă. Zic, de când ești la clubul sportiv? Păi de 4 ani. Zic, lui taică-s-o, îți place cum arată fiul Dumitale? Bineînțeles că bine, cum să vă spun, la orice părinte îi place de cum arată copilul lui. Dar băiatul ăla era chiar un băiat frumusel, atletic. Zic, uite, ăsta e rezultatul la cei 4 ani în clubul sportiv. Câștigă, pierd, nu contează. Până la urmă, el probabil merge la o facultate. Nu o să rămână să-și câștige banii din fotbal. Dar a ieșit un om pregătit pentru viață. Și din punct de vedere al sănătății. Și până la urmă, dacă ești sănătos, ai mintea deschisă, poți să te realizezi în viață. Astea sunt chestiuni pe care eu tot timpul mi-am dorit
Acei copii pe care i-am recompensat și sunt convins că se va întâmpla rostul ăsta, deci eu nu o să mai fie în zona administrativă la vremea respectivă, dar sunt convins că din acei copii care au mers pentru prima dată în, într-o excursie, să zicem la Paris sau la Gardaland în Italia, unul din acei copii cândva va întoarce orașului ceea ce i s-a oferit, fără să spună că dau înapoi. Dar acel om îi va fi recunoscător orașului că i-a oferit oportunitatea, că părinții lui n-au putut, n-au avut ocazia, poate din final, nu știu din ce motive, n-au putut să-i ofere lucrul ăsta, dar i-a oferit comunitatea. Și copilul ăla cândva, când va fi o mare, că vor fi numai oameni valoroși, acei copii va întoarce orașului mai mult decât i-a oferit orașului. Să dea Dumnezeu așa să fie. Președintele PNL Hunedoara spunea în conferința de presă că simerenii au nevoie de un primar performant, așa ca dumneavoastră. Ați fost un primar performant? Unii zic că da, alții zic că ba. Așa se spune că am fost performant. Până la urmă și datele, că se spune că n-am făcut nimic, no, sunt unii care tot accentuează chestiunea asta că n-am făcut nimic, e vorba de zeci de kilometri de drumuri, de canalizări, de alimentări cu apă, finanțările, dacă a zis de primar, am fost primar și la Băcia, mi-am făcut o socoteală la un moment dat în prin 2020, aproape de 1000 de miliarde finanțări aduce-se pentru cele două localități. Mult mai mult în Simerea decât în Băcia. În Băcia, deși posibilitățile de acces a anumite proiecte sunt mai mari într-un oraș până la urmă. Da, mă rog, nu, acum așa și este nevoie, respectând proporțiile localităților, că Băcia e cât două sate din ce aparțin orașului Simerea. Dar, din punct de vedere statistic, eu zic că m-am străduit să-mi fac treaba. Acum, dacă am fost sau nu performant, îi las pe cetățeni să analizeze. Semnalele care mi le dau în continuu și cum mă abordează, se pare că n-am fost chiar așa de rău cum zic unii. Așa că... Rău cu rău, dar mai rău fără rău, sau cum? Eu am mai zis, lasă că nu-mi strică nici mie, nici lor schimbarea asta de 4 ani de zile. Ce ați schimba? Dacă veți ajunge să fiți din nou în această funcție de primar al orașului Simeria, în ceea ce vă privește ca simplu cetățean, dar și ca primar al urbei? Vreau să vă spun, eu simt că m-am schimbat. În ce sens? 20 de ani pe o anumită parte a biroului, în ăștia 3 ani am fost pe partea cealaltă și am observat ce se întâmplă în administrația publică, am observat cum se gestionează pe lucrurile. V-au mai enervat probabil unii primari. Nu neapărat. Cum spuneați, de o parte și de alta a mesei. Da, cum să vă spun, lucrurile din afară se văd diferit față de cum sunt ele înăuntru. Și dacă nu ai contact cu ambele, rămâi numai cu o percepție. Ori negru, ori alb. A schimba, în primul rând, percepția aparatului administrativ cu privire la ce înseamnă zona privată. Asta e o chestiune care nu spun nici cu răutate, dar trebuie să eliminăm acea... să ne părere din partea celor din administrație că privatul o duce foarte bine. Privatul o duce rău din toate punctele de vedere, nu, să spunem, strict financiar. Da, poate că câștigă bani, poate că are la îndemână mai mulți bani decât un funcționar, dar o duce rău din prisma unor tot felul de încrengături din astea administrative. Tot felul de elemente birocratice pe care unele prin lege nu le poți elimina, dar cele care le poți elimina din zona de localitate, de administrativă, alea trebuie eliminate. Am văzut, cum să zic, mi-am văzut greșelile, am văzut că nu mai auzeam oamenii așa cum trebuia să-i aud. Ați făcut greșeli și în ceea ce privește relația cu cetățenii? Bineînțeles că am făcut greșeli, dar asta nu... Cine spune că nu face greșeli, asta e ipocrit. Deci am greșit. Mai mult, eu acum chiar am fost la un eveniment weekendul trecut, mi s-a spus că n-am mai vrut să fiu primar.
Păi a zis, da, cum? De ce ți-e supărut chestia? Păi zice, nu ai mai venit să discuți cu noi. N-ai venit să ne spui că vrei să mergi în continuare ca primar. Da, ăsta a fost un reproș care e aproape permanent, doar că trebuie să ne amintim un pic că în 2020 a fost o perioadă în care nu prea era bine să te duci să te întâlnești cu oamenii. Da, să era nu, o pandemie, să nu uităm și alegerile locale au fost amânate în acel an, tocmai din această cauză. Să nu uităm, eu m-am și exprimat la un moment dat când îmi spuneau cei din jurul meu, hai că trebuie să mergem pe la oameni pe acasă, și le-am zis, chiar cu riscul de a pierde alegerile, eu nu mă duc să intru peste un om în curte și din întâmplare să transmit virusul și să se întâmple ceva. Hai să nu o luăm cu aia, că au fost nu știu ce, au fost oameni care au murit, au fost oameni care au suferit în urma virusului. Nu, trebuie să stea numai 2 săptămâni pe pat din cauza mea că am intrat peste el în curte și eu îl aveam pe conștiință. Ați pierdut atunci, din această cauză? N-am pierdut nimic. N-am pierdut. Bă, eu zic că am câștigat. Și poate că un rău mai mic mă oferi de un rău mai mare. Mulțumesc tare mult pentru prezența în emisiune. Am mai fi avut de dezbătut destul de multe subiecte legate de tot ceea ce înseamnă administrația din Simeria, dar vă mai aștept aici pentru a continua șirul de dezvăluiri din partea dumneavoastră. De ce nu? Pentru că de fiecare dată, iată, veniți cu noutăți în ceea ce privește problemele care sunt aici în Simeria. Să știți că am multe de spus. Abia așteptăm să ascultăm și noi și cei care ne urmăresc și le mulțumim că fac acest lucru în fiecare zi. Mulțumesc încă o dată pentru prezență. Și eu mulțumesc de invitație. Vă mulțumesc și dumneavoastră, stimați telespectatori, rămâneți în continuare pentru că noi ne revedem după publicitate.